Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Ioniță Toader și astăzi ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire cu Arta. De data aceasta avem un invitat extrem de special, care e, cred că, a treia oară în platoul spectacola. Carol Ionescu, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Georgiana! Ai venit prima dată cu proiectul Taximetriști. Cu colega Ana Maria Guran. Ana Maria Guran. A doua oară ai venit însoțit de mama. Magda Catone. Magda Catone. Da, ca să promovăm Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu. Iar de și acum a venit singur coc. Cum ai venit singur? Da. Și te-ai descurcat, ai ajuns și punctual și tot ce trebuie. Ca dovadă că bărbații se descurcă la un și dat singur. Nu mai sunt copii. Da. La un moment dat devin bărbați și știu să folosească Google Maps și mai știu ce. Deci iată cum ce s-au aliniat așa toate planetele și astăzi ne întâlnim ca să vorbim despre noul proiect Klaus și Barroso. Un film, o comedie spumoasă, credem noi, așteptăm așa cu sufletul la gură pe 16 ianuarie să ajungă în cinematografe sub semnătura lui Micuțu, Adrian Nicolae și Bogdan Teodor Olteanu. Da. Practic. Ei sunt... Triumviratul, Sfânta Treime, cum vrei să le spui. Sunt trei prieteni care și-au dat seama că poate să facă filme și proiecte împreună pentru că împărtășesc principii și sunt foarte bucuros că m-au luat și la proiectul ăsta. Eu am mai lucrat cu ei și eu de-abia aștept să-l văd, n-am văzut nimic, nu știu nimic și sunt foarte, foarte, foarte curios. Practic sunteți așa o mare parte din echipa de la Taximetriști, care v-ați reunit mulți din actor, staff, vă regăsiți și în noul proiect. Noi avem așa niște hinturi, că am vorbit și cu Victoria, colega ta Victoria Raileanu. Nu știu cât a dat ea din casă. A zis câte ceva, a tot zis. Nu a zis așa un spoiler concret, nici nu vrem spoiler concret, ca să ne putem bucura atunci când vine momentul în cinematograf, dar acum așteptăm să ne povestești tu. Noi am primit și o listă, cred, cum primesc și actorii aia celebri de la Marvel, cu ce să spui și ce să nu spui, dar nu mai țin minte ce era acolo. E perfect. Deci sper să nu deraiez să spun toată povestea filmului. Nouă ne convine. Da, știu. Eu la noi nu e cu supărare. Multă baftă mie. Multă baftă, Carol. Bun, acum noi așteptăm tot felul de detalii inedite. Știm câte ceva despre rolul tău. Practic, rolul tău sau personajul tău este așa elementul cheie al filmului. Da, e un nu știu cum să zic. Adică suntem un ansamblu de personaje, toate din mai multe categorii și din mai multe lumi, care se întâlnesc în această poveste, dar personajul meu este central în povestea nuntașilor care vin să-și facă petrecerea burlacilor și e un tip... Tu ești generică. Da, eu sunt fix, sunt generică, cum se zice aici la noi. M-am bucurat foarte mult pentru că inițial mă gândeam când am citit scenariul că măi, e prea mocofan ăsta ca să fie, dar... Am uitat în momentul ăla că sunt actori și că asta e treaba noastră, să interpretăm personaje diferite de noi. Dar și eu sunt mocofan în multe situații și mi-a fost foarte plăcut să descoper părți din mine și să le pun în personajul ăsta. Și lucrul a fost unul deosebit pentru că, tocmai spuneam că am mai colaborat o parte din noi și la Taximetri și multe alte proiecte, chiar și cu Adi Nicolae și cu Cosmin. Mă știu de ceva timp deja și cu mulți alți colegi, Codrin Boldea, Vlad Brumaru, Alin Florea, câțiva sunt, de-abia am cunoscut cum e Vlad Drăgulin sau Cezar Antal, dar s-a format o atmosferă de îmi venea să vin la filmări și știu că e ciudat să auzi asta, dar noi deseori, o să vorbesc în numele meu acum, eu deseori n-am chef să mă trezesc pentru că dimineață, nu sunt o persoană tocmai matinală și n-am chef să mă trezesc, să mă duc, să filmez, nu știu ce. E, de data asta, în fiecare zi am avut chef, m-am trezit în timp record pentru mine și a fost o atmosferă foarte, foarte mișto să lucrăm, să descoperim chestii împreună. Pentru că de la asta am pornit, de la personajul ăsta, nu l-am făcut singur, ca zic așa. Adică și aici nu știu, nu pot să vorbesc pentru ceilalți, dar am simțit că am lucrat toți unii cu alții și am descoperit împreună personajele astea ca ansamblu și asta a fost ceva foarte frumos pentru că, deși e esențial în meseria noastră,
nu mai atât de întâlnit, nu știu. Așa să-ți ieși din zona de confort. În team building te-am văzut așa în toată splendoarea din echipa Craiovenilor. Dacă n-ați văzut team building, da, vă invităm să-l căutați, să-l vedeți. E pe Google. Pe veselie, pe distracție, pe nici de cum, așa cum ai descris personajul din noul film. Deci cumva opusul, ai fost acolo, în taximetriști. Acolo e, dacă e să le compar așa, e ceva mai și din prisma a plecării mele pentru către rol, a fost ceva mai haos, adică am fost mai puțin precis. Aici a fost vorba de o precizie, dar veselia și bucuria și comedia nu lipsesc deloc, adică e mai mult decât în team building, ca să zic așa. Doar că are o precizie anume și are și... Are un anumit stil de distracție personajul, da, tău și... de data asta. Da, cu adevărat. Nu e din Craiova. Nu e din Craiova, e mai mocofan și e un tip, am mai zis asta și m-a autocitit deja, dar așa îl caracterizez, e un tip vesel, adică e un tip aproape ridicol în veselia lui, pentru că vrea doar să se simtă bine, ca un ginerică cu prietenii lui în seara de... În seara de petrecerea burlacilor. Am avut așa câteva detalii pe care colega ta, Victoria, ni le-a oferit, da, așa, aici, în exclusivitate, cum s-ar spune. Știm intriga poveștii, știm faptul că Adrian, de fapt Adrian Nicolae, Klaus, da, și Barroso sunt doi frați care... Și mie mi-a fost greu, n-am știut care e care până prin ultima săptămână. Așa, urmează să aflăm și noi care, cum este, vom afla la momentul respectiv. Nu, Adrian Nicolae e Klaus și Cosmin e Barroso, da, asta e clar, acum știm. Unui barman, celălalt bodyguard, da. Doi frați care se hotărăsc mai să rezolve, da, problemele. Unul se hotărăște să-l ajute pe celălalt din dragoste fraternă și de aici începe toată povestea asta, pe care nu o să divulg, pentru că nu cred că am voie. Bun, nu ne divulgi că nu se poate, da? Ok, asta am înțeles. Spune-ne și nouă, dacă ceea ce vom vedea pe ecran nu putem afla încă, ce s-a întâmplat dincolo de ecran, la filmări, în behind the scenes. Behind the scenes. Moment. Noi mai știm așa, am bărfit aici cu Victoria Naes, că a fost o băieție și, da, când a venit, s-a trezit că era acolo ca o floare. Toată, da, era atmosfera... A fost o băiețeală de, nu știu dacă liceu sau facultate, fără misoginia aferentă. Adică eu am simțit cel puțin așa când au venit, când veneau fetele, când apăreau, că au fost multe fete pe set oricum, dar și când apăreau actrițele, a fost o băiețeală de asta civilizată așa, și când a apărut Mădălina Craiu, care joacă, cred că am voie să zic asta, ce joacă? Joacă o stripăriță? Cred că am voie să zic. Nu știu. Ai voie să zici. Știm că este în, da, știm, nu, sigur, că, știm că este în distribuție acum. Dar și când... Vicky și Mădălina au primit cel puțin, asta am simțit din partea noastră, așa un sprijin, adică când eram noi între noi eram băiețeală și mai nu vorbeam de pescuit acum. Mai știu ce, dar sau numai de fotbal sau de mașini, dar era un soi de ăsta de băiețeală, dar era, am simțit puțin diferit că nu era. Era și în spiritul personajelor, adică noi trebuia să construim asta pentru personajele respective. Pardon. Și puteam să ne dezicem în behind the scenes, în pauzele dintre duble, dar mi s-a părut o atmosferă colaborativă foarte mișto, care a trecut peste sexe și roluri și funcții. Nu știu, m-am simțit foarte bine. Asta pot să spun clar la filmările astea. M-am simțit bine fiecare zi și de-abia așteptam să vină următoarea zi să mai facem ceva. Chiar dacă au fost câteva zile în care am stat noi băieții, nuntașii, am stat în planul 2-3, ca să zic așa, și stăteam și în timp ce filmau personajele mai importante în dubla respectivă, noi stăteam și făceam decor, ca să zic așa. Dar a fost foarte antrenant și ne-a entuziasmat oricum, adică orice făceam a fost interesant. Până acum ai avut parte de roluri în comedii, în mare parte. Da. Să nu luăm în calcul teatru. Când vorbim de film, ai fost mai mult în zona, da, asta de comedie. Unde te regăsești tu cel mai mult? Sau ce ți-ai
ce ți-ar plăcea să joci? Care crezi că ar fi rolul acela care ți s-ar potrivi mănușă sau care te-ar, nu știu, te-ar pune la încercare? Că mă gândesc că e și asta o bucurie pentru un actor. Să, da, toți actorii se bucură să-și depășească și limitele. Să-și... Măi, Georgiana, nu știu. Nu știu, e o întrebare foarte bună să-ți o pui din când în când ca artist, așa, ca actor, mai ales că e vorba de roluri. Dar eu cred că am depășit un pic, nu că ar fi inferioară poziția asta în care să ai un rol preferat sau să tinzi către un rol, dar am depășit o etapă în care vedeam lucrurile astfel ca roluri și ca, nu știu, succes personal. Nu zic că sunt un altruist și nu sunt egoist deloc, că sunt, dar îmi doresc pe cât posibil în proiectele din care fac parte să existe o însemnătate a proiectului și ca oamenii cu care lucrez să fie preocupați de această însemnătate și de maniera de o aduce pe ecrane sau pe scenă în fața publicului spectator. Deci asta mi-am dat seama că mă reprezint în ultimul timp de câțiva ani. Îmi place să fac parte din proiecte, nu știu dacă să zic cărnoase, că toate proiectele sunt, adică în care toată lumea să creadă, care să însemne ceva pentru mine, cum e proiectul ăsta, că mi se pare un pariu foarte, foarte bun cu filmul comercial, să zicem, sau filmul de mijloc, pentru că nu își dorește nici să fie un film comercial, cum sunt cele care apar acum, deși e puțin în nișa aia, dar uite, are ceva deosebit, nu are înjurături. Ca să... Șoc și groază pentru, da, cine se aștepta combinația asta cu micuțul Adrian Nicolae. Da, mai ales pentru critica adusă filmului Taximetriști, unde știu că s-a zis mult că prea se înjură, prea vulgar. Acolo, cred eu, vulgaritatea n-a fost niciodată gratuită, a fost perfect necesară pentru situațiile și contextul respectiv, dar cred că băieții au vrut să facă acest pariu tocmai ca să arate că poți să faci comedie și să spui povești cu însemnătate și să le faci de calitate și fără elementul ăla, pentru că filmul Taximetriști nu stă în limbajul, nu pot să spun, vulgar. Dar care crezi și... tu, care e părerea ta vis-a-vis de această reacție a românilor în fața înjurăturilor, în fața acestor cuvinte, să le spunem? Astea și... trebuie să le vorbim și cu Liceanu și... Îți spun această întrebare pentru că am avut în platou recent un psiholog, da, care i-am adresat această întrebare și a spus că da, înjurăturile pot avea chiar efect terapeutic. Înjurătură la vremea ei face cât, da, zile de ani de terapie. Bineînțeles că condiția este ca acele înjurături să nu fie adresate unei persoane, ci să fie o descărcare, exact. Adică, da, atunci când ești la volan și spui un... Ei, aia, uite, nu mai fac. Aia m-am obișnuit, nu mai fac, încerc să nici mai claxonez, încerc să nu mai educ oameni, pentru că... Păi asta spuneam, nu să înjur o altă persoană, ci să o... A, să spui, descărcare. Mama, măsii, exact, în exact. General. La naiba. Da, cu siguranță știe mai bine. Da, la naiba este minimorum de înjurătură și o folosesc și eu din când în când. Cred că știe foarte bine terapeutul respectiv, mai bine decât mine. Eu sunt un om care înjură destul de... mult, dar, de exemplu, eu nu folosesc înjurături în convorbirea din general. Adică nu știu, știi cum au oamenii obișnuiți să spună, abana, nu pot să spun acum. Când se întoarce omul cu spatele atunci, da, atunci deci, vine înjurătura. Dar cred că românii, sau nu știu dacă e numai la români, sunt români și știu că așa e în țara asta, sunt, și aici începe o discuție lungă, puțin pudibonzi și cred că uneori le e târșă, rușine să recunoască că ăștia sunt, știi? Adică nu e nimic neregulă cu faptul că uneori apelez la vulgaritate ca să exprim niște sentimente care altfel nu ar putea fi exprimate. Dar cred că așa suntem noi și o să fim mereu pudibon și o să ne supărăm că înjurăm, că suntem nedreptățiți, că suntem isteți, dar nu ne ia nimeni în calcul. Suntem un popor care își mai pune scuze așa. Dar pe de altă parte suntem isteți și suntem super mișto. Vă iubesc, români, ne iubesc, hashtag România, top. Dar filmul ăsta, mi se pare că o să dovedească asta, că e comediile, cum și cum le apreciază acum, că iarăși vorbeam ultima oară când am fost aici de oamenii care
fac mereu comparația cu filmele vechi, cu BD-urile, să mai știu ce, că ce filme, ce bijuterii. Sigur că da, absolut. Dar multe filme de acum se ridică la nivelul acela. Adică avem și regizori și scenariști și actori care poate să pună în valoare anumite povești la fel de bine ca Toma Caragiu și Jean Constantin și Puiu Călinescu și toți ceilalți. Și că nu ține de înjurături sau de neînjurături, ține de fapt de altceva. Adică discuția din start e o non-discuție, să spui că e prea cu înjurături filmul ăsta. Cred că dacă vrei să aduci o critică constructivă unei opere de arte, trebuie să începi de la alte particularități. Adică... Și până la urmă nu pot fi comparate, nu știu, niște manifestări artistice, să spunem, da, care au loc în diferite momente ale timpului. Exact. Sunt totuși exact niște generații care au trecut... Da, exact, exact. Dacă făceai un film cu fanarioți și înalți boieri care, deși și ea cred că vorbea mai spurcat ca oricine. Dar depinde acum în ce context ești. Normal că în filmul Team Building sau în filmul Taximetriști se înjură ca la ușa acolo. Da, mai ales că da, așa vorbesc cu oamenii. Adică am fost și eu. Și generația care e acum, să spunem, publicul majoritar în acest moment, nu? Adică, cred că da, nu sunt tocmai la curent cu statisticile, dar cred că da, generația mai mare, mai vârstă, generația asta, așa, adolescent, nu, mă refer, noile filme sunt adresate noilor generații și celor care vor urma, adică mai puțin. Da, cred că da, nu știu, da, nu știu. Întrebare, da, când ați fost la premiere, la tot, ați văzut foarte mulți pensionari în sală? Mai să știi că nu. Ei, atunci acesta este răspunsul, nu înseamnă că în mare parte tinerii. Dar da, nu, sunt, cred că generația milenială și... Z și Alfa vine din... Vine Alfa? Da, da, da. În sfârșit, îi așteptăm de la Omega, în latul invers. Au venit deja, dar încă nu au voie singuri în cinema, ca să zic așa, nu da, mai știu nu exact. Cred că nu cred că nici noi ne dorim tocmai acum în cinema, că nu se poate să se oprească din țipar și mai știu ce. Da, da, da. Da, depinde, că mai sunt, uite, povestea Andreea Vasile, da, când a avut premiera unui film și a luat băiețelul cu ea. A fost asta în emisiune, deci nu e o bârfă de aia behind the scenes. Nu, a povestit aici. Nu, n-am întrebat Andreea să se supere dacă... Așa, nu, păi asta ziceam, să nu creadă lumea că vorbim așa prin spate, la colțuri. Da. Și tot filmul, fiul ei a tot strigat. Da, 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 urla, chiuia pe acolo. Și da, ea s-a gândit, nu știe nimeni că e fimiu. Și la un moment dat apare ea pe ecran. Și fiul, mami! Da, și uite, da, așa făceam și eu și eu chiar am fost târât. Asta vreau să te întreb. Peste tot. Dacă ai avut momente din astea în care ți-ai chinuit părinții. Da, am țipat în timpul spectacolelor. Da, a fost... Și recunoșteau că, adică se deziceau de tine sau... Nu, cred că era tardiv deja dacă strigam tata care era pe scenă și nu cred că mai aveam ce să fac. Dar cred că și-au asumat și cred că... Deși și-au asumat această rușine a societății, că măi, a vorbit fisul, a țipat fisul, cred că mie mi-a priit, pot să spun. Adică eu sunt o fire foarte liberă acum, datorită modului de creștere a părinților mei, care sigur a fost ceva complet neplanificat și un noroc teribil, dar a implicat și această libertate pe care mi-au acordat-o și această încercare de culturalizare, adică m-au dus peste tot. De mama ta știm că te susține și e lângă tine și se implică alături de tine și lucrează alături de tine. Și m-am mirat. Este acolo cu echipierul tău, deci astfel știm că e de acord cu ceea ce faci tu. Cum crezi că ar vedea tatăl tău munca ta în momentul ăsta? Ar fi foarte supărat că nu m-am apucat de arhitectură. Ar fi, îmi pare rău, tata. Dacă se transmite în rai, îmi pare rău. Nu știu, sincer, nu știu și nu vreau să sune urât, dar nu contează atât de mult pentru mine asta. Adică am avut parte de susținerea lui ca părinte, cât a fost, și în momentul în care a încetat să fie el ca entitate în lumea asta, mă bucur de o amintire. Dar nu este o presiune pe care tu să ți-o duci în încercarea de a
mulțumi, de a valida. Nu, că n-am pe cine, adică, nu, tocmai asta zic, adică eu caut, eu sunt într-o continuă căutare de a mă mulțumi pe mine ca artist și de a face cât mai puține compromisuri pe care să le regret, că sunt și compromisuri bune, cred. Dar eu nu vreau să zic aia că e o competiție cu mine, că cred că toată lumea are asta, deja nu mai suntem în competiția cu celălalt, adică toată lumea și-a tras această perspectivă sănătoasă de a fi într-o competiție cu el. Dar e o atenție sporită către mine pentru a avea grijă de mine și ca om și ca artist, să văd ce vreau să fac și ce mă mulțumește și ce mă face să cresc și să evoluez. E o bucurie, e o presiune, e un disconfort în momentul în care lumea îți spune că se merg foarte bine cu tatăl tău fizic? Nu, adică deloc. A fost și era și un compliment destul de mare într-o perioadă în care mi se părea că semăn mai mult cu mama, dar nu prea, iarăși, nu mă bucură. Adică mă bucură, mai ales dacă văd că omul respectiv face această afirmație cu o istorie cu tata în spate. Și mă bucură bucuria lui, adică el se bucură și mă bucur pentru el. Dar eu nu am cum să schimb, adică cred că niciunul dintre noi nu avem cum să ne deosebim sau să le semănăm mai mult părinților decât deja o facem. Cred că raportarea la părinți, cum spunea un psiholog, i-am uitat numele, este raportarea la părinți este imposibil de tăiat, ca să zic așa, dar nu e de încurajat, adică trebuie să raportezi te la prinzi și să-ți prinzi să-ți da, și să nu te deranjeze că le semeni prea mult sau nu le semeni, pentru că it is important what it is. E să ai tu aripile tale și să zbori. Da, aripile, motoarele, cârjele, picioarele, tot ce trebuie. Roțile, depinde ce operații poți să faci și ce e disponibil. Dar da, cred că e foarte important să te raportezi la tine, mai ales ca artist, artiștilor. Și la ce se întâmplă în jur, ce se întâmplă cu tine atunci. Eu asta aș vrea să fac mai mult. Și asta mi se pare că face filmul ăsta. Adică mi se pare că filmul ăsta e făcut de niște oameni care sunt foarte atenți la cum se dezvoltă cinematografia acum la noi și apasă pe niște butoane foarte prielnice pentru a face un astfel de film și foarte prielnice pentru public. Adică se oferă ce este necesar cetății un film de genul ăsta, știi? Cum la fel și un film despre, nu știu, cum a fost documentarul, pot să spun alte nume? Da, cum a fost documentarul Colectiv, care a vorbit despre acel eveniment tragic din istoria noastră, a fost foarte necesar cetății. La fel și Klaus și Barroso, într-o altă direcție, într-o altă manieră, într-o altă conjunctură complet, și pentru o altă nevoie a societății. Exact, oferă ceva cetății, publicului, spectatorilor. Spectacola. Aș vrea să, exact, hashtag. Număriți, da. Like, subscribe, share masiv. Așa. Aș vrea să amintim un pic și despre proiectele tale din teatru, pentru că și acolo ai tot felul de chestii inedite și da. De-a lungul timpului, pe lângă festivalul Șerban Ionescu, și în teatru ai făcut lucruri remarcabile. E o carieră grea. Carieră. Mă simt ca Moș Crăciun fiecare decembrie. Cu cariera mea în spate. Da, nu știu, ce vrei să spun? Poți să spun orice. Păi spune-ne în perioada asta, unde te vedem, ce planuri ai pe zona de teatru. Dacă mai abuzezi publicul. Da, clar. S-a dus vorba, știe toată lumea. Știe lumea, dar din păcate abuzarea publicului e un spectacol cu care am venit și am vorbit aici despre el. Da, ne-ai spus. Da, este un spectacol pe care îl găsiți la TNB, la proiectul 9G la TNB, la Sala Mică a Teatrului Național și e un proiect foarte drag mie. Știe lumea de el, dar în continuare ceva destul de nișat, e inedit. Eu sper ca publicul să își dea seama după necesitățile lui dacă vrea să vină la un astfel de spectacol sau nu. Dar chiar e abuzat publicul acolo sau e doar așa, ați pus un nume ca să știm dacă venim sau nu? Că... Măi, Georgiana, acum e iarăși asta, abuzul este definit de, cred că de victimă foarte clar.
Adică, cred că spectatorii care sunt subiectele și obiectele, este un joc de cuvinte din spectacol, spectacolului poate să spună pe bune la finalul spectacolului dacă s-au simțit abuzați sau nu, dar este un fel de cârlig așa. Piesa și se numește în original Insultarea publicului și a fost de câteva ori tradusă. Cred că când a fost și pusă de un mare regizor, Vlad Mugur, a fost tradus atunci Scandal cu publicul, de exemplu. Dar este o încercare a unor artiști să atragă atenția publicului de cât de profundă și complexă este experiența teatrală pe care o părtășesc și o au la fiecare spectacol de teatru. Oriunde se duc, la orice spectacol, acest spectacol, Abuzarea publicului, face o anatomie, adică o disecare a anatomiei, nu știu cum să zic, a unui spectacol de teatru și asta e foarte frumos la el. De asta mie îmi place și fiecare spectacol e diferit și depinde foarte mult și de cât de bine jucăm noi în seara aia, cum depinde de fiecare dată la fiecare spectacol, dar și foarte mult de public. Adică am avut spectacol unde am venit și a fost sala plină și a fost foarte bine, adică publicul a reacționat. Acum la ultimul spectacol a fost sala plină, publicul a reacționat mai puțin, a fost mai puțin, nu știu... Mai puțin abuzat. Mai puțin abuzat, dar mai puțin, da, cred că a fost mai puțin, nu că interesat, dar mai puțin prezent. A percutat mai puțin la atitudinea noastră sau la ce spuneam. Dar am avut spectacole cu 13 oameni în sală și a fost incredibil, a fost foarte frumos. Observ așa o tendință care capătă tot mai mult amploare în ultima vreme, nu ultimii ani, ci nu puține ani și la noi în România. Interacțiunea aceasta a publicului cu artiștii, că vorbim de zona de stand-up care s-a ridicat foarte mult în ultimii ani și la noi, de tot ce înseamnă ateliere de improvizație și spectacole de improvizație, cât și, iată, spectacole de teatru care... spectatorul este cumva și el implicat, este și el parte. Da, cred că artiștii, cum am spus, artiștii români se adaptează după ce vise au ei, ce vor să spună, ce povești vor să spună, dar și după mersul lucrurilor încetate. Și cred că ai spus foarte bine de asta cu stand-up-ul și cu improvizațiile. Asta e ceva extraordinar ce se întâmplă la noi și mi se pare că chiar, apropo de pudibonderia de care vorbeam mai devreme, pe care o au românii, asta dezgheață un pic lucrurile. Adică știu că am vorbit cu oameni din provincie acum câțiva ani și spuneau stand-up, ce e, să vină să mă jignească ăla, să nu știu. Și acum sunt oameni care le place conceptul și convenția stand-up-ului, adică o înțeleg. Și cred că... asta are nevoie publicul, de fapt, de genul ăsta de artiști care merg după mersul cetății, adică ce văd ei, că ce strigă cetatea că are nevoie, dar pun și ceva de la ei, ce cred ei că are nevoie cetatea. Acum, la stand-up n-ar fi făcut... Uite, apropo de roasting, da. Nu știu, românul e mai mândru așa, nu prea vrea să fie el ciuca bătăii, cum s-ar spune, da. Nu prea își dorește. Uite, afară, în America, sunt chiar emisiuni la care participă personalități uriașe, președintele, da. Actorii uriași, care sunt efectiv luați peste picior. Și aici mă refer, uite, îmi scapă numele actorului care are emisiunea respectivă, Between Two Ferns. Zach Galifianakis. Exact. Galifianakis. Nu îmi scăpase, da. Dar mi-era greu să-l pronunț. Galifianakis, nu mă știu. Exact, exact, da. La care au participat chiar și Obama, Brad Pitt, da, nu știu, toată crema cremelor de la Hollywood au fost luate la mișto într-un mod... Crezi că la noi s-ar putea face așa ceva? Nu. Nu știu, habar n-am. Știu că a făcut... A avut o tentativă... Marius Manole avea ceva... Da? Așa, pe acolo, la un moment dat. Nu știam asta. Nu, știam că a avut mai de mult Cătălin Bordea, comediantul. El a avut și m-am uitat un pic și funcționa, dar, într-adevăr, nu știu dacă există public. Poate în câțiva ani se va aduna și un public pentru astfel de convenții. Pentru astfel de emisiuni și astfel de concepte. Și public, dar și invitații. Care da. Crezi că ar fi invitații care ar accepta să... Da, și asta e. Și asta e o chestie. Știu că au fost încercări cu... Cred că e foarte greu. Cred că e...
La fel cum noi artiștii începem în ultimul timp să comparăm situația culturală autohtonă, că nu avem bani și că nu o să avem niciodată, apropo, pentru că nu o să ne dea niciodată guvernul, acum chiar taie, cu nu avem bani și că suntem nenorociți, nu știu, și cum comparăm mereu cu, uite, cum în Germania se poate, e subvenționat sau există și în teatru privat sau în America. E mereu un punct de plecare, nu greșit, dar care nu o să-ți aducă satisfacție sau vreun răspuns concret când pleci într-o astfel de discuție, să te compari cu altul, cum spuneam mai devreme. Adică e clar că societatea americană și cultura americană e una mai laxă sau ceva așa. A avut un timp mai mare de dezvoltare ca să ajungă în punctul ăsta în care să vină Ronald Reagan, cred că a fost și Ronald Reagan la roast-urile alea din 80 sau ceva. La noi, încet, încet, noi avem alte avantaje, alte aturi și cred că trebuie să marșăm și pe aia, deși avem autoironie și da, până umor, la un anumit... Da, cred că avem niște limite pe care încet, încet le depășim și nu știu dacă trebuie să le forțăm sau nu, habar n-am. Se vor întâmpla natural, cred. Nu știu, habar n-am. Nu știu. Uite, acum aș vrea să intrăm așa cu bocanci în viața ta personală, pentru că având în vedere rolul de generică pe care îl prestezi în noua comedie Klaus și Barroso, vrem să știm ce se întâmplă și în viața ta particulară și când o vedem pe Magda Catone soacră oficial. Asta era un întrebări cheie din alea capcană, ținute pentru final. Da. Carol, acum e momentul. Cred o să că... o jonglezi așa, să o dai pe... Sper că în sequel-ul de la Klaus și Barroso o să vedem soacră, clar. Dacă îi dau un rol, dacă se face sequel și primește un rol de mama mea, o să fie clar soacră. Dar acum nu știu ce se întâmplă. Știu că... Na, nu vreau să zic mai multe. E normal că doar noi stricăm surpriza iubitei tale, nu o să știm noi înainte ei cu siguranță. Nu, sunt, da. Dar știm că ai o relație foarte frumoasă. Da, mulțumesc, este foarte frumoasă. Sunteți amândoi actori, amândoi tineri, amândoi frumoși. Da. Și da, așa. Uite-i mă ce drăguț sunt ei. Crap, foarte bine. Magda să fie sănătoși. Exact, exact. Și Magda să fie sănătoasă și noi să fim sănătoși. Cred că... Nu știu ce să zic. Să vedem. Eu mă simt bine, ea se simte bine. Magda cred că se simte bine. Actriță și ea. Ați, da. Aveți și proiecte comune în care... Da, și am lucrat mult împreună. Și o să mai lucrăm și... Cum sunt relațiile acestea între actori? Există gelozie? Există... Nu știu, acum serios vorbind, în situația noastră nu există, adică suntem doi oameni care sunt și artiști, care sunt și împreună, știm cum merg lucrurile, ne ajutăm, e foarte frumos. Dar nu știu să zic, adică nu cred că e nimic demn de cancanuri de Hollywood sau mai știu ce se întâmplă pe la aia. Cred că e o viață mult mai molcă mai aici între artiști, sau nu știu. Adică și ai mei au fost... artiști au fost împreună și știu că au avut și multe scandaluri în presă și tot așa e mai întrebat lumea, dar erau la fel de fără răspuns cum sunt eu acum, cred. Cumva faptul că faceți parte din aceeași lume vă dă și șansa să vă înțelegeți mai bine unul pe celălalt, programul, stilul de viață și așa mai departe, pentru că na, un actor poate avea o zi liberă sau o zi da. Care pleacă dimineața și nu se știe când mai ajunge acasă. Da, din păcate. Mi-aș dori să fie ceva mai clar, dar așa e la artiști. Da, cred că ajută enorm. Adică, nu știu, n-am avut multe relații ca să pot să compar sau habar n-am și oricum n-am avut multe relații cu oameni din alte meserii, dar... Cu siguranță are un aport faptul că suntem amândoi artiști și ne înțelegem și știm, avem un nivel de empatie ridicat, asta e clar, față de celălalt. Adică știm, cam înțelegem prin ce trece celălalt și toate cele.
E foarte mișto, suntem foarte mișto, suntem un cuplu super tare. Da, urmăriți-i pe Instagram și pe Facebook, mi-am văzut. Deci chiar sunteți foarte frumoși, amândoi foarte talentați și na, așteptăm să vă vedem cât mai mult în proiecte. Da, în proiecte clar o să facem asta cu, nu știu, la evenimente, public, chestii. Nu știu cât de confortabil sunt cu asta acum. Asta pot spune sincer, nu-mi dau seama. Este o relație cu care mă mândresc și mă bucur că o am, dar nu știu cât meritați să aflați voi. Știi? Hashtag secret. Hashtag secret. Da, glumesc evident. Pentru cine n-a înțeles din tonul pe care l-am folosit. Da. Asta e cea mai mare bucurie atunci când stă cineva de vorbă cu tine, că nu știi niciodată care va fi răspunsul, dacă e serios, dacă nu e, dar de obicei este serios. Sunt cât se poate de serios, pe cât posibil. Sigur, uneori nu mai am serios, dacă e să analizăm psihologic, dintr-o teamă de a greși sau, nu știu, sau de a mă arăta pe mine cum sunt de fapt, dar sunt cât se poate de serios, adică e adevărat tot ce am spus până acum. N-am mințit nimic. Hashtag onestitate. Sinceritate. Da. Bun, Carol, hashtag mulțumim că ai fost astăzi cu noi aici. Îți mulțumim tare mult că ne-ai împărtășit așa câteva detalii din noul proiect. Abia așteptăm să-l vedem. 16 ianuarie 2024. Da. Pe marile ecrane. Bum. Da. Klaus și Barroso. Îmi pare rău că n-am spus mai multe, dar chiar nu vreau. Adică vreau, și eu sunt foarte curios să-l și văd, că nu l-am văzut deloc. Și sunt foarte curios să văd câtă lume va fi curioasă să-l vadă, pentru că cred că e ceva, adică cred că e ceva foarte special pentru parcursul ăsta pe care îl are cinematografia românească. Și încă nu avem nici trailer și uite cât am vorbit despre el. Da. Deci urmează și trailerul, în continuare îl puteți urmări pe Carol pe Instagram. Klaus și Barroso are și el un Instagram deja, deci da. Puteți și acolo să Klaus și Barroso filmul pe Instagram. Și eu sunt Carol din Klaus și Barroso filmul pe Instagram. Așa. Nu, eu sunt Carol Ionescu pe Instagram, dar Klaus și Barroso filmul pe Instagram merită să-l urmăriți, pentru că acolo găsiți toate detaliile despre behind the scenes-uri pe care eu s-ar putea să nu le știu așa bine sau nu mai știu dacă am voie să le spun sau nu. Și e și o pagină funny. Na. Poze, filmulețe, tot ce vreți să găsesc acolo. Bun, Carol, îți mulțumim încă o dată că ai fost aici. Și eu mulțumesc, sincer. Ne revedem curând cu un nou proiect, așa am făcut, uite, un ritual să ne vedem periodic. Ceea ce înseamnă că, uite câte munci ai avut în ultima vreme, câte proiecte. Da, am avut noroc, sunt un tip privilegiat. Am mult noroc. Mă bucur. Și m-aș bucura să revin să-ți mai zic de încă un noroc ceva. Să vedem ce se întâmplă. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.